În prezența mai multor rabini, a primarului de Șimleu, Septimiu Țurca, și a reprezentanților federațiilor comunităților evreiești din România, a unor membri ai comunității evreiești din Sălaj, precum și a unui grup de suedezi ce promovează antisemitismul, duminică a avut loc la Șimleu recepția primei faze de reabilitare a sinagogii ortodoxe din oraș. Înainte de a vizita sinagoga, invitații au trecut pe la primărie, unde edilul Septimiu Țurcaș le-a făcut o scurtă prezentare a orașului de sub măgură. Orașul Șimleu-Sevanie este un oraș nu foarte mare. Șimleu-Sevanie, deținut de Big Town, are aproximativ 14.000 de locuitori. It has approximately 14,000 inhabitants. Este un oraș, în schimb, care are o istorie foarte importantă. But at the same time, it's a town with a historically rich importance. Este un oraș în care au trăit evrei, maghiari, români. La recepția sinagogii gazdă a fost Daniel Stejeran, directorul Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Conform acestuia, prima fază a lucrărilor de reabilitare a vizat în special interiorul clădirii, urmând ca în cel mai scurt timp să demareze lucrările la exterior. Întâlnirea de astăzi marchează sfârșitul primei faze de renovare a sinagogii ortodoxe din Șimleu-Silvaniei. Și aici mă refer la aspecte legate de consolidarea tavanului, a clădirii, a acoperișului, care au fost realizate pe parcursul a 2 ani. Pentru această primă fază a lucrării de reabilitare a sinagogii din Șimleu s-au cheltuit $170.000.